bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și buburuză, apare soarele pe cer, peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vioara greierelui. Într-o zi de toamnă, Alfons Greierașul cânta voios la vioară. Toți iubeau muzica lui frumoasă. Micuții copii de furnică ascultau și ei muzica și între timp se jucau cu mingea. Dar vai, mingea a lovit vioara greierelui. Alfons a strigat îngrozit: "Vioara mea! Vioara mea s-a spart!" A început el să plângă amarnic. Plângea atât de tare încât s-au adunat cu mic cu mare toți cei din pădure. Alfons le arătă furios prietenilor săi mingea cu buline. "Mingea asta, da, mingea asta e de vină și copiii de furnică. De unde voi mai avea acum o vioară nouă?" Greierele a pășit în căsuța lui, strângând în mâini bucățile viorii și trântind ușa în urma lui. "Alfons, Alfons, vino afară, te ajutăm noi cumva," a spus Bobiță, băiatul Melc. Dar Alfons nu voia să vadă pe nimeni. Ceilalți stăteau nedumeriți pe câmpia ciupercilor. Deodată, Buburuză spuse: "Să-i facem lui Alfons o vioară nouă." "Da, să-i facem o vioară nouă," aprobă fulgușor fetița Fluture. "Știu cine poate să ne ajute. Trebuie să-l căutăm pe Patrick, gâza albastră săritoare. El i-a făcut lui Alfons vioara." Au pornit îndată la drum. Au trecut peste munți și peste văi până ce au ajuns la căsuța albastră. Au bătut la ușă. A apărut un căpșor timid în crăpătura ușii. Purta o căciuliță albastră, iar pe spate îi străluceau aripi albastre. "Voi cine sunteți?" întrebă gâzuța. Buburuză i-a povestit totul de-a fi rapăr gâzei zburătoare. "Dacă doar asta e problema, vă ajut cu plăcere, nu fiți triști. În două zile, Alfons va cânta la o vioară nouă." Gâza zburătoare a împărțit sarcinile. Unul aduna lemne pentru corpul viorii, altul a căutat fire de iarbă pentru coarde. Când toate au fost adunate, Patrick s-a apucat de treabă. Tăia cu ferăstrăul, șlefuia, meșterea, vopsea, lăcuia cu măiestrie, până când la un moment dat, să vezi minune, vioara era gata. "Pot să încerc vioara?" întrebă Buburuză. "Nu, asta e vioara lui Alfons," se răsti la ea fulgușor. "Dar și eu vreau un instrument muzical," se enervă Buburuză. "Și eu, și eu," strigau micuțele furnici. "Liniște," strigă gâza săritoare. "Ce-ar fi dacă ați face o orchestră, una mare?" "O orchestră? Și fiecare am avea instrumentul nostru? Ce bună idee!" se bucură Bobiță. Prima dată i-a făcut lui Buburuză o harpă. Vendel, băiatul Rădașcă, a primit un contrabas. Lui Dima, gândacul cartofilor, i-a făcut un violoncel. Bobiță și-a făurit o trompetă din pâlnia florii. Egon, cărăbușul, și-a făcut o goarnă din floarea ciucușoarei. Păianjenul de peșteră și-a făcut tobe din castane și ghinde. Adiere și săltăreața au luat pietricele plate ca să le fie talgere. Gâza zburătoare le-a cioplit fluiere micilor furnici din blăstare de mesteacăn. Fulgușor, fetița Fluture a primit o lăută cioplită dintr-o ramură de brad, iar Albina Baltazar o vioară. Biluță, gâza florilor, cânta la un trianglu. Astfel, cântând frumos, au pornit înspre casa lui Alfons. El i-a auzit de departe. Se uita curios pe fereastră. A rămas mut de uimire. "Dragă Alfons," au început copiii furnică, "nu te supăra pentru că ți-am distrus vioara. Primește din partea noastră această vioară nouă. Patrick ți-a făcut-o." Alfons a potrivit arcușul și în pădure se auzi din nou cântecul său. Și buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Meciul de fotbal. Într-o dimineață de vară, Wendel, băiatul rădașcă, a fost trezit de o bătaie în ușă. Wendel, deschide, sunt eu, Freddy! Wendel s-a ridicat somnoros și a deschis ușa. Vai de mine, Freddy, haide înăuntru! A spus Wendel bucuros și cei doi prieteni vechi s-au îmbrățișat. Uite, ți-am adus ceva, zise Freddy. O minge de fotbal! Ura! Pentru fotbal trebuie echipe, l-a avertizat Freddy. Păi să alcătuim echipele, să le spunem tuturor, i-a propus Wendel. După micul dejun, Wendel și Freddy au pornit la drum. Au bătut la fiecare ușă, luau la rând toate casele și până când au ajuns la capătul pădurii, au adunat cele două echipe. L-au pus pe Alfons, arbitru. Să le facem niște veste colorate, a propus Lily. Albastre pentru una dintre echipe, roșii pentru cealaltă. Fotbaliștii au exersat toată săptămâna. Le-am făcut pentru voi, a spus Adiere și i-a înmânat lui Wendel vestele roșii și albastre. Mulțumim! Au răspuns în cor membrii echipelor și s-au îmbrăcat bucuroși cu vestele. Buburuza și Lily au adus bănci, iar spectatorii și-au ocupat locurile la marginea terenului. Brusc s-a auzit fluierul lui Alfons, iar meciul a început. Așa, aleargă, Bobiță! Striga Wendel. Aici, la mine, aici, pasează! Urla Biluță. Bravo! Au triumfat jucătorii echipei albastre și s-au îmbrățișat. Haide, albaștrilor! Haide, roșilor! Scandau galeriile formate din spectatori. Nu e cinstit, Freddy, nu e voie să prinzi mingea cu mâna, a spus indignată Albinuța. Așa e, Baltazar are dreptate, nu mai faulta, Freddy, zise sever Alfons, arbitrul. Meciul continuă într-un mod palpitant. Și cei roșii și cei albaștri au marcat câte două goluri. Astfel, echipa lui Wendel conducea deja cu 3-2, când jocul s-a oprit din nou. Freddy m-a trântit! Gemu Biluță. Da, am văzut și eu, zise Alfons. Freddy, dacă mai faultezi odată, te voi trimite pe tușă. Echipa lui Wendel era la un pas de victorie. Freddy devenea din ce în ce mai furios. Priviți, acum voi marca! A strigat el și l-a împins pe Bobiță. Dar în acest timp a căzut și el, strigând cu durere. Mâna mea! Vai, mâna! Ceilalți au venit în fugă. Mă duc să-l chem pe doctorul Bufniță, a spus Adiere și a pornit. Dacă nu te-ar durea mâna, te-aș trimite pe tușă cu plăcere, zise Alfons. L-a împins rău pe Bobiță. Da, știu, spuse Freddy cu părere de rău, dar mă doare rău mâna. A și sosit doctorul Bufniță. Într-adevăr, brațul tău e fracturat. Trebuie pus în gips. Îl porți 4 săptămâni. Trebuie să ai mare grijă să nu te gândești la alergat. Astfel, meciul s-a sfârșit cu victoria echipei albastre. Pentru revanșă trebuie să mai aștepți puțin, zise Wendel, bătându-l pe spate pe Freddy. Lasă că te faci bine repede, nu mai sta cu nasul în pământ. Îmi pare rău că am faultat, plânse Freddy. Promit că dacă mi se vindecă mâna, voi juca foarte corect și vom avea o revanșă cinstită. Până atunci am putea să decorăm gipsul lui Freddy, spuse zâmbind Buburuză. Veniți, vă invit pe toți la o gustare. Prietenii au dat năvală în casa pestriță a Buburuzei. Scoteau cariocile și pictau desene colorate pe gipsul gândacului croitor, care mai de care mai frumoase. După ce doctorul Bufniță îmi scoate gipsul, îl voi păstra ca amintire, a spus Freddy. Apoi s-au așezat cu toții la masă și au mâncat o uriașă ruladă până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Concurs de gimnastică. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar stăteau pe marginea lacului și aruncau cu pietre. Bobiță a nimerit de mai multe ori bușteanul care plutea pe apă, iar ceilalți îl aplaudau cu bucurie.
Veniți repede pe câmp, azi începe concursul de gimnastică. A sosit în fugă Wendell cu vestea. Ceilalți se adunaseră deja pe câmp. Gâzele s-au îmbrăcat în costume de gimnastică și a început prima probă, alergarea. Toată lumea fugea cât putea de repede. Distanța ce trebuia parcursă era de 3 ture în jurul câmpului. Protestez, Dima a trișat, a tăiat colțul! A strigat săltăreața. Nu-i voie să trișez, a spus Alfons dojenitor. Repetăm concursul, dar nimeni să nu trișeze. Wendell a alergat cel mai repede. După el a ajuns săltărețul. Pe locul 3 la linia de sosire era Baltazar. Bobiță a ajuns ultimul. Baltazar și Dima șușoteau în spatele lui. Melcul e lent! Nu vă bateți joc de el, e urât! A spus supărată Buburuză. Acum urmează săritura în înălțime. Câștigător va fi cel care rupe mărul de pe cea mai înaltă creangă, a spus Alfons. Gâzele își dădeau avânt și încercau să sară cât mai sus. Mărul cel mai de sus a fost rupt de săltăreț, următorul de fulgușor, iar al treilea de Dima, gândacul cartofului. Bobița a sărit degeaba, n-a ajuns nici la mărul cel mai apropiat. Nu reușesc, nimic nu-mi reușește mie, se supără el. Lasă, Bobiță, vei reuși să faci tumbe, nu fi supărat, a spus Lili, gâza trandafirului. Dar Bobiță n-a îndrăznit să participe la concursul de tumbe. I-a fost teamă că-și sparge căsuța de melc. Concurenții au pornit și au făcut tumbe de la un capăt la altul al câmpului. Cea care a câștigat însă a fost Buburuză. Acum urmează zborul, a spus Alfons. Cine ajunge mai repede în vârful bradului și aduce primul con, acela câștigă. Gâzele au pornit de îndată. Fulgușor, Baltazar, Buburuză și Adiere au concurat pentru con. Fulgușor a fost cea mai iute. Ea a ajuns cel mai repede în vârful bradului. Eu nu știu nici să zbor, se supără băiatul Melc. Nu fi supărat, Bobiță, acum urmează săritul coardei. Cine sare mai mult într-un minut, acela va câștiga. Cei patru concurenți au început să sară coarda, dar piciorul lui Bobiță s-a agățat de coardă și s-a lovit foarte tare. Ceilalți se uitau la el cu adevărat îngrijorați. Eu nu mai vreau să concurez, nu-mi reușește nimic, mă duc acasă, a spus necăjit Bobiță și a pornit spre casă. Trebuie să facem ceva, trebuie să-l înveselim cumva pe Bobiță, a spus Buburuză. Da, să inventăm o probă la care Bobiță este priceput, a spus Lili. Eu știu, a strigat Fulgușor, aruncarea la țintă. Da, e o idee bună, căci doar Bobiță nimerește bușteanul din lac, a aprobat Baltazar. Prietenii au construit 5 grămezi. Prima din mere, a doua din castane, a treia din conuri, a patra din alune, iar a cincea din pere. Până la urmă, Buburuză l-a convins pe Bobiță să participe și el. Acum începe aruncarea la țintă. Vrei să participi și tu? A întrebat Lili. Ura! Aruncarea la țintă! Sigur, particip și eu! Toți au participat la concurs, dar cel mai priceput a fost Bobiță. El singur a dărâmat toate cele 5 grămezi. Vezi, Bobiță, la alergare eu sunt cel mai bun. La sărituri săltăreț, la zbor fulgușor, la tumbe Buburuză, la coardă Lili, iar la aruncarea la țintă tu ești cel mai priceput. Fiecare este bun la ceva, a spus Wendell. Bobiță a primit o castană strălucitoare pe care Alfons a gravat aruncare la țintă, locul întâi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. O zi la grădiniță. Într-o dimineață de toamnă, Buburuză bătu grăbită la ușa lui Bobiță. Vino repede, Bobiță, întârziem la grădiniță! Bobiță fugata repede și cei doi prieteni porniră spre grădiniță ținându-se de mână. În curtea grădiniței se adunaseră mulți copii, se întâmpinau cu bucurie.
Acolo era Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluturaș, Vendel, băiatul rădașcă, Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, Alfons, greierașul, Săltăreața, fetița lăcustă și Biluță, gâza florilor. Educatoarea Bondar îi împărțea cu răbdare pe copii în grupe. Copiii din grupa mare, cei din grupa mijlocie și cei mici au ajuns în săli diferite. Biluța a fost pus în grupa mică, de unde făcea cu mâna spre Bobiță și Buburuză. Ziua a început cu ora de sport. După micul dejun, micuții au făcut colaje, care de care mai frumoase, din frunzele culese în pădure. Când toți și-au terminat treaba, educatoarea i-a așezat pe copii în cerc, i-a învățat cântece și jocuri amuzante, iar ei dansau cu bucurie în cerc. Apoi a urmat joaca. Educatoarea Bondar îi urmărea pe copii din scaunul ei. Bobiță și băieții s-au dus direct la cutia cu mașinuțe și au început să facă curse. Au construit tobogane și tunele. Pot să mă joc și eu? Întrebă Buburuză, care ținea în mână o mașinuță roșie ruptă. Dar de unde, Buburuză? Cu rabla aceea vrei tu să concurezi? A întrebat-o Bobiță cu dispreț. Jocul cu mașinuțe nu e pentru fete. Buburuză a început să plângă. Băieții nu se joacă cu mine, îi zise ea mâhnită lui Fulgușor. Fulgușor, Săltăreața și Adiere au consolat-o repede. Hai să ne jucăm cu păpușile. Fetele au îmbrăcat păpușile în hăinuțe minunate, le-au dat să mănânce și le legănau în cărucioare. Asta i-a plăcut lui Buburuză. Între timp, Bobiță și Egon, cărăbușul, s-au certat. Totdeauna îmi răstorni mașina, așa nu e cinstit, trișezi! Strigă Bobiță îmbufnat. Nu e adevărat, tu trișezi! A ripostat Egon. Bine, nu mă mai joc cu tine! A răspuns Bobiță jignit și a plecat de acolo. Pot să mă joc și eu cu voi? A întrebat o Bobiță pe Buburuză. Nu, nu te poți juca cu noi, e un joc pentru fete, a răspuns Buburuză morocănoasă. Dar uite, am adus și eu o păpușă pe cea cu păr creț. Aș vrea totuși să mă joc cu voi. Bine, zise îmbufnată Buburuză. Atunci vino, dar apoi mă joc și eu cu mașinuțele. Copii, spălați-vă pe mânuțe, a strigat doamna Bondar, educatoarea. După aceea, așezați-vă frumos la măsuțe. Dădea ca măzărița pestrița, dintr-o oală mare a pus mâncarea în farfuria copiilor. Când toți au terminat de mâncat, copiii de serviciu, Bobiță și Buburuză, au ajutat la curățarea meselor, la adunatul farfuriilor și al paharelor. După masa de prânz, toată lumea s-a culcat, iar doamna Bondar le citi o poveste. Copiii ascultau în liniște. Au fost unii care au adormit în timpul poveștii. După ce toți s-au trezit, au luat o gustărică, apoi au ieșit în curte. Curtea grădiniței era imensă, plină cu jocuri palpitante, cu tobogane, leagăne, iar în mijloc se găsea chiar și un trenuleț de lemn. Bobiță și Egon s-au împăcat repede și s-au dat pe leagă în timp îndelungat. Buburuză l-a ajutat pe Biluță să urce pe tobogan, dar l-a și prins la capătul acestuia. Lui Biluță i-a plăcut mult acest joc. Ziua a trecut repede la grădiniță. Copiii și-au luat rămas bun și de-abia așteptau să se revadă a doua zi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Găluștele. Într-o zi de toamnă, Buburuză, fetița mămăruță, a pregătit găluște cu prune și și-a invitat prietenii la masă. Au venit Bobiță, Baltazar, Vendel și Fulgușor. Împreună au întins masa și s-au așezat să mănânce. Fetița mămăruță a pus 3 găluște pe fiecare farfurie. Fiecare s-a săturat repede. Găluște cu prune, le ador, aș putea să mănânc chiar și 5, zise Baltazar albinuța. Numai 5? Eu chiar și 7, ripostă Vendel. 7? Bine, atunci eu 8,
iar eu 10, spuse Rădașca. Bine, atunci să facem un concurs, a încheiat discuția Baltazar. Să vedem care dintre noi mănâncă mai multe găluște. Lui Buburuză nu i-a plăcut ideea. A încercat să-i oprească, dar băieții erau neînduplecați. Nu va ieși nimic bun din asta, îi avertiză Buburuză, dar Baltazar și Wendel nu i-au dat ascultare. Până acum am mâncat 3 găluște, acum urmează a 4-a, a zis Wendel și a pus câte o gălușcă în fiecare farfurie. Când amândoi au terminat-o, au mai luat o gălușcă și au mâncat-o și pe cea de-a 5-a. După cea de-a 5-a au mâncat-o pe cea de-a 6-a. După cea de-a 6-a au mâncat-o pe cea de-a 7-a. După cea de-a 7-a au mâncat-o pe cea de-a 8-a, iar apoi pe cea de-a 9-a. Urmează cea de-a 10-a, mai poți? Întrebă Baltazar. Auzi vorbă, pot să mănânc chiar și de 2 ori mai mult, i-a răspuns Wendel relaxat, dând din mână. Mâncaseră deja foarte multe găluște, când pe amândoi a început să-i doară burta. Îi durea din ce în ce mai tare. Am să-l chem pe doctorul Bufniță, zise fetița fluturaș. Doctorul Bufniță i-a examinat, apoi a început să-i dojenească. Vai de mine! Cine a mai văzut așa ceva? Nu e de mirare că vă doare burta. Amândoi au mâncat 15 găluște. Ei, poftim! Colac peste pupăză și concursul s-a terminat la egalitate. 3 zile regim, nu mâncați decât cartofi fierți. Dar mâine vine în pădure negustorul de cozonaci, spuse Wendel disperat. Îmi pare foarte rău, dar de data asta veți rata cozonacii. Peste 3 zile veniți să vă examinez burta din nou, zise doctorul Bufniță sever și porni spre casă. A doua zi a și sosit pe câmpia cea mare vânzătorul cu cozonacii lui plăcut mirositori. Locuitorii pădurii își alegeau dintre acele bunătăți și se înfruptau fericiți. Eu aș dori cu scorțișoară. Eu cu cocos, se înghesuia Bobiță. Mie să-mi dați unul cu zahăr, strigă Fulgușor. Dar erau cozonaci și cu mac, cu nucă și chiar și cu cacao. Baltazar și Wendel priveau triști târgul vesel, dar l-au ascultat pe doctorul Bufniță. După 3 zile, Albinuța și Rădașca l-au vizitat pe doctor. Ia să vedem noi, mormăi Bufnița și examină temeinic. În ordine, v-ați vindecat, văd că ați ascultat de mine. Păi, da, zise Wendel cu nasul în pământ, deși aș fi vrut tare mult să mănânc și eu cozonac. Wendel și Baltazar și-au luat rămas bun de la doctorul Bufniță și-au pornit spre casă, dar Bufnița i-a strigat: așteptați puțin, am ceva aici! V-am păstrat 2 cozonaci, luați-i! Vai, doctore Bufniță, ai fost pe câmpie? Desigur, le-am luat puiilor mei câte un cozonac, iar pe aceștia 2 i-am păstrat pentru voi. Ați făcut ceea ce v-am cerut. Eu nu vreau să ratați bunătățile. Îți mulțumim, au răspuns fericiți Baltazar și Wendel. Apoi l-au îmbrățișat pe doctorul Bufniță. Bufniță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Trotineta. Într-o zi de primăvară, Egon, cărăbușul, a început să-și construiască o trotinetă. Găurea, cioplea, șlefuia, toată ziua nu se oprea din lucru. Când a fost gata, a vopsit-o în negru și a pornit să le arate și celorlalți noua lui trotinetă. Copiii jucau baschet pe câmpie, erau acolo Bobiță, Wendel, Baltazar, Dima, Biluță și Alfons. Priviți, am o trotinetă nouă, eu am construit-o! Vai, ce frumoasă e! Pot să o încerc? Nu ți-o dau, e a mea! Vreau să mă dau doar o tură cu ea. Da, și noi vrem să mergem cu ea. Doar o tură, apoi ți-o dăm înapoi. Nu v-o dau, repeta cărăbușul. În timp ce Baltazar, Wendel și Egon se certau, Dima a luat trotineta și a pornit cu ea ca vântul. Oprește-te, dă-mi-o înapoi, e a mea! Nu ți-am împrumutat-o, nu împrumut nimănui!
Prima a încetinit și în curând Egon l-a ajuns din urmă. Dă-mi trotineta înapoi! Poftim, ia-o! Zise Dima și adăugă: oricum nu e destul de rapidă. Nu e rapidă? Ia priviți! Cum adică nu e destul de rapidă? Abia mă puteți ajunge din urmă! Zise Egon râzând, fără să observe o groapă mare în mijlocul drumului. Ai grijă, Egon! Au strigat Bobiță, Baltazar și Wendel, dar a fost prea târziu. Ei, pentru asta doar tu ești de vină, Egon! Făcu Baltazar pe deșteptul. Egon, ce ți s-a întâmplat? Te-ai înțepat rău în spini? Iar voi de ce nu-l ajutați? Întrebă gâza trandafirilor într-o suflare. Egon e de vină! Indiferent cum s-a întâmplat, ar fi trebuit să-l ajutați când a căzut atât de rău. Vino, Egon, casa mea e aproape. Îți voi spăla și îți voi bandaja rănile. Lily i-a oferit un scaun lui Egon și i-a spălat rănile cu apă călduță. Nici nu e atât de grav. Atunci Egon a început să plângă încet. E vina mea, am fost foarte invidios. Dacă n-aș fi fost așa, asta nu s-ar fi întâmplat. Atunci data viitoare nu mai fi invidios. Mulțumesc pentru ajutor, zise Egon luându-și rămas bun. Nu e mare lucru, te vei face bine. Egon a ajuns acasă șchiopătând, nu putea să urce pe trotinetă. Ajungând acasă, s-a băgat repede în pat și a adormit. În dimineața următoare i-a venit o idee nouă și a scos pensulele și vopselele. Acum te voi vopsi în roz. Tu ești Egon, ți-am adus-o ție, mulțumesc pentru ajutor. Vai, e minunată, ai revopsit-o? Întrebă Lily. Da, m-am gândit că în niciun caz negrul nu-ți place. Mă bucur foarte mult pentru ea, mă și duc cu ea la Buburuză. Drum bun, ai grijă cum mergi cu trotineta, strigă Egon după Lily. Egon s-a întors acasă și tocmai când voia să ia masa, cineva i-a bătut la ușă. Bună, Egon! A spus Baltazar. Voiam să întrebăm dacă te simți mai bine. Sunt bine, nu vă faceți griji, spuse Egon fluturând din mână. Promit că nu-ți mai iau trotineta, spuse Dima cu părere de rău. Nici n-o mai am! Am revopsit-o și am făcut-o cadou lui Lily, zâmbi Egon. Dar îmi voi face o trotinetă nouă. I-am promis lui Lily că nu voi mai fi invidios. Toată lumea va putea merge cu ea. Puțin, nu foarte mult. Ura! Strigă Biluță. Iar acum veniți să mâncați cu mine. Am pregătit o tartă cu mere. Curând, Egon și-a terminat noua trotinetă. A vopsit-o în verde închis. Peste câteva zile, micii noștri prieteni s-au strâns cu toții pe câmpie și pe rând se dădeau câte o tură cu cele două trotinete. Pizza și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Ouăle de Paști. A sosit Paștele. Fulgușor, fetița fluturaș, Lily, gâza trandafirului, săltăreața, fetița lăcustă și Adiere, libelula, au venit la Buburuză să vopsească ouăle de Paști. Câte ouă trebuie să vopsim? Întrebă Lily. Ia să vedem. Bobiță sigur vine mâine la stropit, dar va veni și Baltazar și Wendel și Dima și desigur Biluță, Alfons și Melcul Ciobo. Deci trebuie să vopsim 7 ouă. Să ne apucăm de treabă. Sunt frumoase! Mâine băieții se vor bucura, sunt sigură! Constată Fulgușor. E timpul să pornesc spre casă. Mâine mă trezesc de vreme, voi face clătite și îi voi aștepta pe musafir cu ele, zise Fulgușor. Eu voi pregăti bogăcele, spuse Lily. Iar eu strudele, adăugă Buburuză și le conduse pe fete la ușă. A doua zi fetele s-au trezit de vreme. Fulgușor a fugit în bucătărie și a legat șorțul și a început să prepare
repare aluatul pentru plăcinte. Lili și-a legat șorțul și ea și-a început să frământe pogăcele. Buburuza a întins aluatul de strudel, adiere, a pregătit o rulată de pișcot și săltăreața s-a trezit plină de emoții. Băieții nu se trezesc de vreme, mai am timp să prepar o tartă cu mere. Și-a pus un coș plin cu mere pe masă, dar vai, coșul s-a clătinat, merele s-au rostogolit răsturnând de pe masă și tava plină cu ouăle de Paști. Toate ouăle s-au spart. Vai, ouăle de Paști! Acum ce mă fac? Ce le dau musafirilor? A fugit disperată la Buburuză. Buburuză, s-au spart toate ouăle mele de Paști, toate cele 7, ajută-mă! N-am timp, fac o prăjitură, dar mi-au rămas 2 ouă nevopsite, ți le dau. Vopsește-le repede și vei fi gata până vin băieții. Lili, ouăle mele s-au spart în bucăți, pot să mă ajuți? Nu pot, bogăcelele mele se coc la cuptor, îți dau aceste 3 ouă albe, mai ai timp să le vopsești. Fulgușor, ajută-mă, trebuie să vopsesc alte ouă, celelalte s-au spart. S-au spart toate? Îmi pare rău, săltăreață, dar acum nu mă pot duce cu tine, plăcintele mele s-ar arde. Uite 2 ouă nevopsite, ți le dau. Adiere, am dat de belea, s-au spart ouăle pe care le-am vopsit ieri. Te rog, ajută-mă, singură nu pot să vopsesc alte 7 ouă. Nu mai am timp, se văicări săltăreața. Știu cine te poate ajuta, hai după mine. Au fugit prin pădure și s-au oprit la peșteră. În clipa următoare, de acolo a ieșit păianjenul. Păianjen drag, trebuie să ne ajuți, a spus Adiere. Săltăreții i s-au spart ouăle de Paști, acum trebuie să vopsească alte 7 ouă. N-avem mult timp, imediat vin băieții la stropit, trebuie să fie gata până atunci. În ordine, a mormăit păianjenul. Mulțumesc, ești foarte amabil, i-a spus săltăreața și și-a luat rămas bun de la Adiere. Săltăreața a pregătit pensule și vopsele și împreună cu păianjenul s-au apucat de treabă. Păianjenul putea să vopsească 3 ouă deodată. Suntem gata, zise săltăreața fericită. I-a mulțumit păianjenului pentru ajutor și a aranjat ouăle pe tavă. În clipa aceea a bătut cineva la ușă. Săltăreața a deschis, iar cei 7 băieți au început să recite poezia pentru stropit. Pe fata asta o stropesc, de-mi dă un ou, spun mulțumesc. Toți 7 au stropit-o pe săltăreață. Fetița lăcustă le-a întins cu mândrie tava, iar băieții și-au ales câte un ou vopsit. Din păcate prăjitură nu am, le-a spus săltăreața rușinoasă și le-a povestit cele întâmplate. Nu-ți face griji, au râs băieții. La Buburuza am mâncat strudele, la Lili pogăcele, la Fulgușor plăcinte, iar la Adiere pișcot. Nici măcar o bucătură nu ne-ar mai încăpea în burtică, au spus băieții râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Fetița Bondar. Bobiță, Buburuză și Baltazar au pornit dis de dimineață pe câmpie ca să încerce noua parașută cu sută de albinuță. Acolo mai era cineva, o fetiță bondar necunoscută, care culegea flori de liliac și între timp cânta voioasă. Primăvara a sosit, tra-la-la-la-la, liliacul a înflorit. Baltazar i-a vorbit primul. Bună, fetiță bondar! Eu sunt Baltazar, băiatul albină, cel de lângă mine e Bobiță, băiatul melc, iar ea este Buburuză, fetița mămăruță. Tu cine ești? Eu mă numesc Dorothy, sunt în drum spre casă și am făcut cale lungă. M-am oprit să mă odihnesc pe câmpie. Noi tocmai vrem să încercăm noua parașută, vrei să vii cu noi? Întrebă Baltazar. Vin, cu plăcere! Baltazar și Dorothy au sărit primii de pe deal. Apoi fiecare a încercat parașuta pe rând. S-au jucat până seara târziu. Nu-i așa că vii și mâine cu noi? A întrebat emoționat Baltazar. Nu, din păcate mâine trebuie să pornesc dimineața de vreme. Locuiesc departe de aici și am foarte mult de zburat. A
Așa că Bobiță, Buburuză și Baltazar și-au luat rămas bun de la Dorothy. În drum spre casă, Baltazar era atât de mâhnit încât Buburuză l-a întrebat: ce-i cu tine? Baltazar e îndrăgostit? Chicotea Bobiță. Bobiță, nu e frumos să râzi de cineva? S-a răstit la el supărată Buburuză. Știi ceva, Baltazar? Spune lui Dorothy să rămână aici. Îi vom construi o căsuță în pădurea noastră. Ce idee bună! Mâine diste dimineața am să merg pe câmp și am să o rog să rămână. A doua zi, Baltazar, Bobiță și Buburuză s-au trezit de vreme. Fugeau spre câmpie ca să vorbească cu Dorothy. Dar vai, au întârziat. Fetița Bondar plecase deja la drum, dar a lăsat o scrisoare prinsă pe un copac în care își lua rămas bun de la prieteniei. Baltazar s-a așezat pe iarbă și a început să plângă. De data asta, Bobiță nu mai râdea de el. Să mergem după ea, a spus băiatul Melc. Sigur o ajungem din urmă. Bobiță, tu mergi încet ca un melc. În felul acesta nu vom ajunge din urmă pe Dorothy, zise amărât Baltazar. Bobiță era să se supere când dintr-o tufă ieși un arici. Poate vă ajut eu. E drept că nu mă mișc prea repede. Totuși sunt mai rapid decât voi. Micii prieteni s-au bucurat nespus de mult. Au făcut o mică trăsură din coș de castane, au agățat funia trăsurii de țepi ariciului și micul atelaj porni la drum. Să ne odihnim puțin, propuse Buburuză. Ne continuăm drumul mâine dimineață. Dar Baltazar se puse iarăși pe plâns. Nu vom găsi niciodată! Ce miros plăcut de liliac! Strigă deodată Bobiță. Liliac? Se miră Buburuză. Veniți cu mine să ne uităm prin prejur. N-ai avea chef să trăiești de acum înainte în pădurea noastră? Ți-am construit o căsuță așa cum ți-o dorești tu. Nu ar mai trebui să zbori pe meleaguri îndepărtate. Am fi fericiți dacă ai rămâne cu noi. Da, așa e. Am fi foarte fericiți, au aprobat Bobiță și Buburuză. Mulțumesc, rămân cu drag aici la voi, a răspuns Dorothy emoționată. Ați făcut un drum atât de lung ca să mă ajungeți din urmă. E tare drăguț din partea voastră. S-au așezat în atelajul arici și s-au întors în câmpie. A doua zi de vreme s-au apucat de treabă. Au construit o căsuță frumoasă pentru Dorothy la marginea terenului cu lilieci. Când au terminat căsuța fetiței Bondar, au dat o petrecere. Au venit cu mic, cu mare locuitorii pădurii și au dansat și au mâncat până târziu. Au salutat noul locuitor al pădurii cu o petrecere voioasă. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Crăciunul. Într-o zi de iarnă, Bobiță, băiatul Melc și Buburuză, fetița Mămăruță, au pornit prin pădure să caute crenci de brad. Bobiță, brăduțul acesta a fost răsturnat de furtună. Să-l ducem acasă, îl împodobim de Crăciun. Ura, vom avea un brad adevărat! A strigat Bobiță și sări în sus de fericire. De cum au ridicat brăduțul, a observat cu surprindere că sub el era un miriapod. Ajută-mă, Bobiță, să-l punem pe sanie. S-a lovit rău și sigur a răcit pe vremea asta friguroasă. Să-l ducem la căsuța mea. Au pus miriapodul cu grijă pe sanie. Se va vindeca? A întrebat Bobiță îngrijorat. Sigur că da, îl liniști Buburuză. Acasă l-au culcat de îndată pe bolnav într-un pat moale. Buburuză i-a făcut ceai cald, iar Bobiță i-a citit povești despre râme. A doua zi, miriapodul își deschise ochii și le zâmbi ușor. Pe zi ce trecea, el devenea tot mai puternic și în scurt timp se însănătoși complet. Buburuză îl rugă să rămână. Nu pleca, dragă miriapod, petrece Crăciunul cu noi. Vă mulțumesc, rămân cu plăcere. Dar ce cadou să-i dăm de Crăciun? Se întrebă Buburuză.
Oare ce ar plăcea cuiva care are 100 de picioare? Buburuză-i spuse lui Bobiță la ce s-a gândit, iar băiatul dădu din cap aprobator. Bobiță și Buburuză au plecat chiar în acea zi la furnici. Regina furnicilor i-a primit cu amabilitate. Cu ce vă putem ajuta? Buburuză le-a povestit la ce cadou se gândise. Îți vom da ceea ce dorești. Crăciunul a sosit. Bobiță și Buburuză au făcut un suport pentru brăduț. Când s-a înserat, Bobiță i-a dat Buburuzei cadoul emoționat. Crăciun fericit, Buburuză! Mulțumesc, Bobiță, spuse la fel de emoționată fetița mămăruță. E minunată, strigă exaltată Buburuză și înfășură imediat panglica pe brad. Crăciun fericit și ție, zise Buburuză și acum ea îi dădu cadoul lui Bobiță. Artificii! Ce bine să le punem pe brăduț! Au aprins artificiile. În jurul bradului zburau scântei sprințare. La lumina acestora și-au făcut apariția licuricii. Fiecare dintre ei a adus câte un ornament. Miriapodul împodobea și el bradul. Au sosit apoi furnicile, cărau un pachet pe care l-au înmânat lui Bobiță și Buburuzei. Dragă Miriapodule, acesta e cadoul nostru pentru tine, a spus Bobiță. Crăciun fericit! Pantofiori! A strigat Miriapodul fericit. Nu-ți va fi frig la picioare, îi explică Buburuză. Au sărbătorit Crăciunul până seara târziu. A venit Dima, gândacul cartofilor, Vendel, băiatul rădașcă, Alfons, greierașul și Lili, fetița gâză a trandafirilor. Micuții licurici și copiii furnici au făcut împreună un om de zăpadă. Dansau și cântau bucuroși în jurul bradului. Și Fulgușor, fetița fluture, sărbătorea cu ei. Adiere, fetița libelulă, dansa cu Săltăreața, fetița lăcustă. Bobiță și Buburuză dansau cu Baltazar, albinuța. După petrecere, Miriapodul și-a șters cu grijă pantofiorii și i-a pus pe raft. Ce zi frumoasă a fost! Păcat că doar o dată pe an este Crăciunul. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Balonul. Într-o după-amiază de vară s-a iscat o furtună în pădure. Buburuză, fetița mămăruță, și Bobiță, băiatul Melc, au urmărit-o de la fereastra căsuței cu buline. Furtuna era puternică, a îndoit copaci, a provocat stricăciuni căsuței. Ploua cu găleata. Când în sfârșit ploaia s-a oprit, iar vântul a încetat, cei doi prieteni au pornit în recunoaștere. Ia privește, Buburuză, copacul ăsta a fost rupt de vânt, a spus Bobiță. Iar ploaia a distrus toate florile mele, a suspinat Buburuză. Bobiță, Buburuză, veniți repede, ajutor, cineva zace pe câmp. A venit fugind Săltăreața, fetița lăcustă. Pe câmp chiar zăcea cineva rănit. O fetiță gâză. Vai, ce s-a întâmplat cu tine? Cum te cheamă? Cine ești tu? A întrebat speriată Buburuză. Mă cheamă Nelly, fetița gâză. Locuiesc sus pe munte, dar uraganul m-a suflat și m-a lovit tare rău la cap. Mi-au slăbit aripioarele, nu mai pot să zbor. Nu știu cum voi ajunge acasă, plângea Nelly. Au ridicat-o pe Nelly și au dus-o în casa verde a Săltăreței. Nu te teme, te ajutăm noi să ajungi acasă, a spus Buburuză. Mai târziu au venit Baltazar, băiatul albină, Fulgușor, fetița fluture, și Vendel, băiatul rădașcă. Toți se gândeau cum ar putea să o ajute pe Nelly să ajungă înapoi pe deal. Un balon ar fi foarte bun,
a spus Wendell. Dar din ce facem un balon? A întrebat Bobiță. Din pături, perne și cearșafuri, a propus Fulgușor. Din perdele și prosoape, a adăugat Wendell. S-au apucat de lucru, au ajutat cu toții, au cusut materialele, au adunat toate păturile, perdelele, cearșafurile și prosoapele. I-a ajutat și Nelly. Încet, încet se însănătoșa, nu o mai durea nici capul. A durat câteva zile până când au terminat balonul. Am terminat! Mulțumesc! A spus fericită Nelly. Pornim spre vârful muntelui! Ura! Zburăm! A strigat fericit Bobiță. Asta da! E minunat! Vedem toată pădurea! Se minuna Buburuză. A început să se însereze. Când au ajuns pe munte, Nelly a strigat: ura! Sunt acasă! Vă mulțumesc! Dacă doriți, rămâneți la mine până mâine. Chiar în noaptea asta vor apărea stele căzătoare. Rămânem cu plăcere! Au spus toți deodată. Nelly a servit prăjitură și ceai noilor săi prieteni. După cină s-au așezat în fața casei lui Nelly pe vârful muntelui. Au stat, au stat și au așteptat să vadă stelele căzătoare. Ura! O stea căzătoare! A strigat Bobiță entuziasmat. Am văzut și eu una! A aprobat Buburuză. Și eu! A spus Wendell. Când s-a făcut răcoare, au intrat în casă și de la geam s-au uitat mult timp la stelele căzătoare. Înainte de a dormi, tot și-au pus câte o dorință. Nelly și-a dorit să se mai întâlnească și altă dată cu noii săi prieteni. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe. L-a rugat pe Wendell Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Wendell i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Wendell! E piatra mea! Eu dau cu piciorul în ea! Nu, deja e piatra mea! Caută-ți alta! Eu dau cu piciorul în asta! Eu am găsit-o, ea a mea! Se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici! Caută-ți alta! A încheiat Wendell discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Wendell e de vină! Mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendell și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre? Ne-o arăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? Din
în apropiere, de pe malul pârâului. Puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fi rapăr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură.